Praise the Lord, praise the Lord, praise you, Jesus! Let's hear it for the Lord! Slavă Domnului! Aleluia! Ei, nu toți sunt aici, nu știu pe unde sunt. Ok. Nu e pentru noi, e pentru Domnul, amin? Slavă Domnului! Amin? Amin! No. So, now this is the way you're going to act. After dinner, we're going to not have any dinner the rest of the week. Dacă tot așa veniți după ce avem cina, înseamnă că suspendăm mâncarea. You know, in the world, în lume, a person grows up with an identity. Fiecare persoană crește cu o anumită identitate. So, the mamas and the dads are telling the little, oh, you're such a good little boy, you're such a good little boy. Mama și cu tata îi spun la bebeluș, ești așa un copilaj bun. And then you get into school and the people look at you, the kids look at you and they put identities on you. Ajung la școală și profesorii, colegii iarăși încep să te numească într-un fel, să pună o anumită identitate peste tine. So by the time you're 10 or 12 years old, you start to believe those identities. Ajung să fii 10, 12 ani și începi să ți însușești identitățile care ți le dau oamenii. Well, I'm ugly or I'm cute. Sunt urât, sunt frumos. Or I'm dumb or I'm smart. Sunt cam prostuț, sunt foarte deștept. Then you go on into college. Te duci după aia la colegiu, facultate. Okay. And if you study real hard and make good grades, și studiezi cu toată puterea ta și începi să obții niște note bune de tot, you can get a piece of paper that tells you that you're a graduate. Și îți dă cineva o bucată de hârtie pe care zice ești graduat. So everything in the world is completely outside of the kingdom of God. Tot ce se întâmplă în lume de fapt este în afara împărăției lui Dumnezeu. You have to do this and do this and do this and then after you do all of this you can be something. Trebuie să faci asta și asta și asta și după ce faci toate lucrurile astea ajungi cineva. Not so with us. Noi nu suntem în felul ăsta. You've been born as something. Tu ai fost născut cineva. Sons of the living God. Ați fost născuți fii ai Dumnezeului celui viu. Amin. Then as a son, ca și fiu, whatever you do, orice faci pleases your father. Începe să îi placă tatălui tău. It is greater to be. E mai mare lucru să fii than it is to do. Decât să faci. Amen. Amin. Amin. Slavă Domnului. Cum ar arăta umblarea noastră dacă suntem toți conștienți de cine suntem? Foarte multe metode care le învățăm pe internet, la biserici, prin cărți, cum să facem lucrarea de vindecare, cum să facem lucrarea de eliberare, cum să facem, foarte multe. Cum ar arăta împărăția lui Dumnezeu, manifestarea împărăției lui Dumnezeu, dacă toți am ști să fim? Foarte diferit. Foarte diferit. Pentru cei care vă bucurați și ziceți, mă, atâtea lucruri face Dumnezeu și e nemaipomenit, hai să mai ascultăm puțin despre ce zic oamenii ăștia cu înfierea. Vreau să vă spun că unul din lucrurile esențial diferite de cele mai multe alte slujiri
este că n-ați venit aici ca să învățați să faceți, ci ca să fiți conștienți de cine sunteți. Pentru că în momentul în care știi cine ești și că Vindecătorul locuiește în tine, nu alergi tu după bolnavi, ci bolile fug de tine. Amin? Foarte diferit, foarte diferit. Am crescut spiritual în dorința să pot să mă duc la cineva, să-și pună mâna, să mă ungă cu un de lemn, să stau într-o linie, să văd marele evanghelist american cu foarte multă reclamă și să aștept să zic, să văd cineva își pune mâna peste mine. Și a venit și a trecut. Și nu s-a schimbat nimic. Multe lucruri le-am învățat, de multe lucruri m-am bucurat, dar mi-am dat seama că adevărata schimbare trebuie să înceapă dinăuntru. Pentru că dacă nu știi cine ești, poți să te duci la toate școlile, poți să te învețe toți de toate lucrurile, poate pentru o vreme, câtă vreme ții minte, câtă vreme ești aproape de cineva care face niște lucruri, te gândești, cred că am ajuns undeva. E așa de ușor să pierzi tot. Să intri din nou în neputință, în Doamne ajută-mă, nu se întâmplă, nu pot. Aha, e ok. Avem de lea băgate în... E așa de ușor ca să intri în aceste... Este așa de ușor să intri din nou în căutarea de putere, în dorința, poate mâine, poate dacă iau 7 zile de post, poate dacă mai mă duc la o anumită școală ca să învăț, poate dacă repet asta în fiecare zi. Vă spun, foarte mulți ne caută pentru rețete. Foarte mulți. Dar tu cum ai făcut? Dar atunci când ai scos Duhul ăla, cât te-ai pregătit? Cum ți-a vorbit Dumnezeu? Cum ai umblat? Ți-a zis dimineață? Ai avut un vis noaptea? Așa îmi pare de bine că niciunul nu e la fel. Și din păcate, mulți dintre noi suntem încurcați. Că la în cartea aia zice, păi am făcut așa, și am postit așa, și Dumnezeu mi-a arătat așa, și uite ce putere! Și zici, aie, și deci altă carte, ăla n-a făcut așa. A avut o descoperire a Domnului Iisus, i-a intrat în cameră dimineața. Doamne, vreau și eu asta. Și mai citești altă carte. Știți de ce vorbesc așa? Pentru că știu că toți care sunteți aici, îl doriți pe Dumnezeu cu sinceritate. Altfel nu vă lăsați o săptămână din viața ocupată și cu probleme și toate lucrurile, numai ca să veniți să mai auziți ceva. Ei, poate unii sunt și curioși, dar cred că foarte puțini. Cei mai mulți vă vorbesc așa pentru că știu că sunteți căutători. Aș vrea ca săptămâna asta să fiți și găsitori. Amin? Găsitori. Aș vrea ca să poți să știi că ceea ce El face înăuntru, când se deschid ochii, când știi că nu este de fapt viața ta, este viața Lui în tine. Când identitatea de fiu nu este numai o teorie, nu este numai o șiruire de versete, ci este o realitate în care umbli
și o știi, pentru că umbli la fel de natural cum umbli în lumea fizică, umbli în lumea spirituală ca fiu. E un natural supranatural. Încă dacă vine vrășmașul sau vine o frică sau vin alte lucruri și încearcă să te amenințe, faci cum face Dumnezeu în Psalmul 2. Râde. Râde. Cred că ai greșit, Rinichi. Că Rinichi ăștia n-ai cum să-i îmbolnăvești. Nu știu ce îți trece prin cap. Cum adică durerea de cap? Trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos. Sunt parte din Hristos, sunt parte din El. Știu că sunt între voi unii care de ani de zile Dumnezeu v-a dus într-o călătorie cu El și ați experimentat pe Dumnezeu, ați văzut, ați primit eliberare, ați primit har, ați primit putere și aproape vedeți fazele, etapele, cum El face mai mult, mai deosebit, lucrează în voi. Vreau să vă spun că nu sunteți degeaba aici. Unii zic, fiecare din lucrări sau misiuni sau teorii sau lucruri care se predică, fiecare crede că el a ajuns cel mai sus. Mi se pare că e ciudat. Pentru că, cum adică să ajungi cel mai sus? Ești cel mai bun, ai puterea cea mai mare, se manifestă. Ce legătură are asta cu Hristos? El este deja cel mai sus. Cum adică ai ajuns cel mai sus? El este deja cel mai sus. El are deja toate lucrurile în stăpânire. El așteaptă ca toți vrășmașii să-i fie puși așternut. Și trebuie să împărățească. Hai să zicem toți. Hristos trebuie să împărățească. Încă o dată. Hristos trebuie să împărățească. Și încă o dată. Hristos trebuie să împărățească. Până când? Dar nu ia nimica din împărăția Lui, din autoritatea Lui, din puterea Lui, nu-L diminuează ca împărat, nu-și face probleme și nu cheamă consilierea cu Duhul Sfânt dacă nu știu ce președinte încearcă niște arme nucleare. Nu intră în panică, nu-L deranjează, se odihnește. Știți de ce Dumnezeu se odihnește? Pentru că toate lucrurile le-a sfârșit dinainte de întemeierea lumii. Cum trăiești o viață știind că totul este deja gata? Interesant. Doar El este începutul și sfârșitul. Și începutul și sfârșitul. Din cauza asta poate să cheme lucrurile de la sfârșit la început. Da? Că e tot El. Și la început și la sfârșit. Se odihnește. Fiul cunoaște locul acesta de odihnă. Șezi la dreapta mea. Șezi la dreapta mea. O să știți, dacă ne-ați ascultat vreodată, știți că nu vorbim ce-i în capul nostru, vă dăm inima noastră. Nu cred că am fost vreodată în fața la camera de luat vederi fără ca să fiu așa deschis cu inima. Deci nu o să vedeți nimic ca vorbit pe lângă păreri,
Apoi el a zis sau nu. Știți că am venit aici ca să fim transparenți și să puteți să vedeți exact ceea ce el are. N-am venit aici să vă atragem la noi, n-am venit aici ca să vă facem urmași și suporteri. Am venit aici pentru că avem o pasiune și pasiunea este Hristos în voi, nădejdea slavei. Asta e pasiunea. Și ori de câte ori îl vedem pe el, că se manifestă în cel mai mic sau în cel mai mare, sărim de bucurie. Pentru că tata zice, încă un fiu la slavă. Încă un fiu la slavă. Cine trebuie mai mult? Cine trebuie mai mult? Pentru asta am venit. Pentru asta am ieșit aici. De dragul lui, de dragul a ceea ce el a hotărât să facă. Și asta vrem să vă transmitem vouă. Unii sunt poate cu gânduri de anumite misiuni și orice Domnul vrea să facă în voi, prin voi, faceți cu toată inima ca pentru El. Amin? Dar lucru pe care El se uită și se bucură este când te odihnești în cine ești. Pentru că asta schimbă vremurile și împrejurările. Asta aliniază cerul cu pământul. Știți că de multe ori mă leg de anumite cuvinte și nu pentru că am vreo problemă cu cuvintele, dar numai ca să vă fac să puteți ieși din felul în care v-ați obișnuit. Cum poți să-L înalți pe Domnul dacă ești în El? Întrebare bună. Bună întrebare. Ești în El. Am mai spus asta. Cum poți să zici, Doamne, te rog să fii cu mine când știi că ți-a zis nu te voi lăsa cu niciun chip? Și El zice, eu sunt în voi și cu voi toate zilele. Toate astea, când Duhul Sfânt începe să prindă cuvintele și gândurile și începe să vă zică, poate zâmbește, poate l-auziți, nu corectându-vă, iubindu-vă și adresând cuvântul, să zică, sunt deja acolo. Deja am venit. Când tu ai intrat în alimentarea aia și eu am intrat, poți să mă vezi? Poți să mă vezi? Și eu am sunt acolo. Când tu ai început să te rogi pentru cineva și eu mă rog pentru cineva, poți să vezi asta? Și umblă și deschide și descoperă într-un fel în care îți dai seama că nu mai este loc pentru agenda ta, pentru părerea ta. Vorbeam cu niște prieteni mai devreme că pentru mine a merge la servici este a fi în misiune. Nu o misiune care trebuie să mă pregătesc și să fac lucruri și înseamnă a fi. A fi. Pentru că de cele mai multe ori, cele mai multe mărturii care le-am putut avea și rugăciuni pentru colegii mei n-au venit pentru că le-am spus din Biblie, ci pentru că am fost. Și umblăm pe afară și mergem spre locul unde avem prânzul și începe să se uită, zice, cine ești, colegul meu, un egiptean?
Și am zis, cum adică? Să aici lucrez, nu vezi, inginer. Nu. Ce cu tine? It's like, eu nu știu ce vezi tu. Că am multe de spus, dar nu știu ce vezi. Spune-mi ce vezi. Cele mai multe din mărturii n-au venit pentru că i-am aliniat și le-am spus Evanghelia, ci pentru că Evanghelia era în mijlocul lor. Ajungeți la punctul în care știți cine sunteți și cred că săptămâna asta vă va ajuta la lucrul ăsta, va deschide mai clar ochii. Veți umbla în asta, încât o să vă mirați că mergeți în aceleași circumstanțe, în aceleași împrejurări, cu aceiași oameni și totul este diferit. Te văd diferit, vorbesc diferit și zici, Doamne, ce s-a schimbat? Și el zice, știi cine ești? Acum eu fac treaba asta. Amin? Aș vrea să, înainte să intrăm într-un timp de închinare, pentru că vrem ca să știm că închinarea aceasta nu sunt cântări, da? Și avem o echipă de închinare așa de uimitoare și de binecuvântată, pentru că nu cântăm cântări. Sunt oameni care cântă cântări peste tot și îmi place muzica. Dar trebuie să fii întâi un închinător și apoi faci închinare. Și aici este cine ești. Tatăl vrea închinători, nu cântări. Și nu închinare. Închinător. Te-ai născut un închinător. Și de ce? Că te-ai născut în Sfânta Sfintelor. Ăla-i locul de închinare. Altarul de aur a apărut în Sfânta Sfintelor, după cum îl descrie autorul Evreilor, pentru că ăla era locul de închinare. În Duh și în adevăr. Acolo ești. Aș vrea să experimentați lucrul ăsta. Aș vrea ca în timpul acesta de închinare să fie ceva așa de nou cum nu ați experimentat. Chiar dacă emoțiile sunt implicate și mintea și sufletul este implicat, ceva legat de identitatea voastră, ceva legat de Hristos locuind în noi, ceva legat de bucuria Lui când slăvește pe Tatăl. Cumva El care vă strânge în El și El se închină Tatălui. Ceva de genul ăla să se descopere în voi în timpul închinării. Amin? Amin. Suntem gata? Oh, întotdeauna. Slavă Domnului! Haideți să ne pregătim. Amin! Scumpii mei frați, la fel ca și ieri, puteți să vă ridicați în picioare sau să stați jos, cum doriți. De bine.
Thank you.
Thank you.
Se ridică. În vremea aceasta din urmă, o armată de fii pe-ntreg pământul. Văd cum se ridică neînfricați, fără frică de moarte, pentru că au murit deja. Ce poți să faci unuia care nu e frică de moarte? O armată se ridică, umblă în locuri unde n-a mai umblat nimeni, poruncesc și se întâmplă, vorbesc și ce vorbesc ia ființă, pentru că El însuși umblă prin ei. Văd o armată care se ridică. Ei nu se încred în ei înșiși, pentru că nu mai trăiesc ei. Hristos trăiește în ei. Eliberează pe robi, opresc înaintarea vrășmașului, schimbă împrejurările și vremurile, comandă furtunii și vremii, pentru că ei vin de sus, îmbrăcați în puterea de sus. Văd o armată ca să ridică. Și voi sunteți parte din ea. Slavă ție, Tată! Haide, închină-te Lui! Închină-te Lui acum! Ia câteva acest, roagă-te! Dacă poți să te rogi în limbi, dacă poți să-i spui, roagă-te! Mulțumește-i Tatălui! Nu cere decât spune-i, mulțumește-i, închină-te! Tată! Îi vezi zâmbetul? Seara asta l-ai făcut să zâmbească, se bucură, să zâmbească peste tine. Un zâmbet formidabil al Tatălui peste tine. Așa se bucură. În sfârșit poți să vezi, în sfârșit poți să primești. Yeah. Tată, te laud. Tată, te laud că ai descoperit lucrurile acestea pruncilor. Pentru că așa ai găsit tu cu cale. Ce bun ești, Tată. Te laud. Thank you.
rugăciunea asta, prin exprimarea asta în limbi sau în cuvinte, lăsați viața să curgă din voi, să atingă pământul acesta, să aducă viață la pământul acesta, să aducă viață la creatura din jurul nostru. Lăsați ca apele vie să curgă din voi. Thank you.
Aleluia! Puteți să stați în picioare dacă vreți. Abia am început, hă? Oh, man. Formidabil. Yes. Pentru cei care mă cunosc de 30 de ani plus, știți că întotdeauna am umblat pe marginile extreme, dar trebuie să mărturisesc că nu-i vina mea. N-am avut încotro, că m-a tot împins. M-a tot împins. Sau m-a tras. Ia, uite, cineva care mă cunoaște chiar de vreo 35. E de părere că m-a tras. De multe ori mi se pare că facem parte dintr-un grup care oferim ceva foarte extrem. Dar vreau să vă spun că nu facem și nu oferim nimic extrem. Domnul nu cere extrem, cere totul. Totul. Țin minte când ascultam un pe internet despre un satanist care s-a întors la Dumnezeu și care, ciudat, povestea cum tot felul de duhuri se duceau la toți oamenii ăștia, predicatori, evangheliști de toate felurile, și la un moment dat au găsit unul care nu, era mai încăpățânat. Și a zis, mă, îi am pe toți la mână, uite, pe ăla l-am cu aia, cu aia, cu aia, cu aia. De ce nu cedești și tu? Mi s-a părut puțin amuzant, dar în același timp foarte trist. Că mi-am dat seama că în momentul în care Dumnezeu lucrează prin cineva, dacă e un cârlig de care vrășmașul poate să tragă, trage de cârlig, s-a dus. El nu vrea numai o parte din tine, vrea totul. Și dacă sunt aici unii care zic asta vreau, fii pregătit să intri într-o decolare supersonică în ceva care n-ai mai întâlnit până acum. Sunt convins că aveți întrebări, mulți avem tot felul de întrebări. Probabil că nu o să vă dăm foarte multe răspunsuri, ci o să vă facem să întrebați de ce întrebați întrebarea. Joc de cuvinte. Sau poate nu e întrebarea corectă, poate ar trebui întrebat altceva. Cel mai formidabil moment este când Domnul te întreabă ceva. Întrebați-l pe Iov. Dacă el te întreabă ceva, înseamnă că vrea să-ți și dea răspunsul. Vreau ca să pornim cu un exercițiu, să continuăm cu un exercițiu, pentru că știu că fiecare dintre voi sunteți foarte receptivi la ceea ce Duhul Sfânt vrea să facă și aș vrea ca să te întorci spre persoana de lângă tine și să-i spui, tu vei merge mai departe.
Amin. Oh, ce bine, vezi, nici n-ați dat mâna unii cu alții, sau măcar știți că stați lângă o parte din voi. Yeah. Știți că stați lângă o parte din trupul lui Hristos, care probabil n-ați mai văzut-o până acum. Sau dacă ați văzut-o, n-ați știut-o ca parte din Hristos. E destul de dificil să vezi rudele, you know, soția, soțul, copiii, părinții, ca parte din Hristos. Da? Pe alții poți să-i vezi, fratele cu tare, sora cu tare, bineînțeles, parte din trup, dar pe omul ăsta trăiesc cu el toată ziua, știu, e parte din Hristos. E puțin mai dificil, nu-i așa? Vreau ca să vă duc într-o călătorie a noii creații. Felul cum Dumnezeu a intervenit în creație și scopul lui a început de la primul om. Vedeți, Dumnezeu vede căpetenia, capul, începutul și prin acel început tot ceea ce urmează este inclus în început. Când a început cu primul om, Dumnezeu deja a văzut toată umanitatea inclusă în primul om. Și când a început cu al doilea om, a văzut toată creația nouă în al doilea om. Doi oameni. Două începuturi. Important să vedem asta, pentru că atunci când intrăm în religie, și majoritatea dintre noi am trecut pe acolo, învățăm lucrurile din afară spre înăuntru. Pentru că primul om, după ce a păcătuit, a fost scos în afară de părtășia cu Dumnezeu. Definiția la orice religie este încercarea umanității să intre înapoi în legătură cu Dumnezeu. Orice religie e la fel. Oricum o întoarceți, o puneți, inclusiv religia creștină. Domnul Hristos a venit să pornească o nouă rasă, un nou început, o nouă creație. Noua creație nu avea să fie plasată în grădină, ci avea să fie născută din pomul vieții. Plasați în pomul vieții. Identitatea lor nu avea să fie omul care umblă cu Dumnezeu în răcoarea zilei, ci unul care este în Dumnezeu. Când te-a născut din nou, te-a născut în El. În El. Când El se uită la noua creație, se uită la capul Hristos și vede tot ceea ce este în El la fel. Am avut o discuție cu un prieten calvinist și avea 5 puncte calvinist, deci era foarte serios. Nu faceți teologie, nu știți. E ok. Nu e nicio cădere din har.
Ei cred că numai anumiți oameni sunt predestinați să fie mântuiți și numai cei predestinați să fie mântuiți pot să audă Evanghelia, să o primească și să se întoarcă la Dumnezeu, și dacă nu ești predestinat, nu primești. Foarte complicat lucrul ăsta al predestinării. Și tot s-a ținut de mine, un coleg foarte, foarte deștept acolo la lucru, tot vorbeam, luam plimbări mari numai să-mi spună părerea lui. Și atunci Duhul Domnului mi-a dat un răspuns și am zis, pentru mine e foarte simplu. Toți care sunt în Hristos sunt mântuiți. Pentru că cel care este predestinat este Hristos. L-am încurcat așa de rău, era un tip supracitit, că a zis, niciodată n-am mai auzit părerea asta și nu știu cum să te încadrez. Interesant, poți să... Când înțelepciunea și adevărul îți descoperă, nu chiar ai probleme să explici lucrurile, pentru că le explici foarte simplu, nu e foarte complicat. Da. Dumnezeu te vede în Hristos. Când vorbim de înțelesul neprihănirii, de înțelesul sfințirii, de identitate, este pentru că te vezi în Hristos. Și tot ce se aplică la Hristos, se aplică ție. Așa cum tot ce s-a aplicat la primul Adam, s-a aplicat firii vechi, omului vechi. Da? Nu te-ai făcut tu să vrei să faci ceva rău sau să vrei să minți. Nu te-ai antrenat la minciune. Unii se mai lucrează la treaba asta. Dar înclinația e acolo. Da? La fel când te-ai născut în Hristos, te-ai născut în neprihănire. Faci normal, natural lucrurile neprihănirii. Cum în omul vechi faci natural lucrurile păcatului. Foarte simplu. Cuvântul cheie acolo în 2 Corinteni 5 este cunoaștem. Am cunoscut. Nu-l mai cunoaștem. Cuvântul cheie este, așa vede Dumnezeu, știe Dumnezeu, dar cum știi tu? Foarte mult suntem un ecou al învățăturilor, al doctrinilor, al părerilor, al lucrurilor care le-am auzit și unele sunt mai interesante, altele mai puțin interesante. Dar această cunoaștere nu poate veni decât de la Duhul Sfânt. Am mai spus la unii, am fost în China cu serviciu și m-am rugat de foarte mult timp, vreau să cunosc biserica subterană. Și pentru că m-am dus cu serviciu, m-am dus într-un oraș mare, unde te duci acolo, în Shanghai, pe dreapta, să întrebi de biserica subterană. Asta e culmea. Și în țara comunistă. Și printr-un set de circunstanțe care nu pot acum să iau timpul să-l descriu, Domnul m-a pus față în față cu un coleg care era parte din biserica subterană. Și a fost uimit când ne-am găsit, iar duminica aceea m-am dus la întâlnire cu ei și lucru care m-a impresionat cel mai mult este creșterea organică prin Duhul Sfânt al Bisericii lui Hristos. Atâtea metode, atâtea încercări, atâtea tractate, atâtea păreri, atâta împingere de la spate și din față. Și spune clar, nu, în Faptele Apostolilor, Domnul adăuga în fiecare zi
pe cei ce erau mântuiți. Dar cum erau mântuiți? Cine îi mântuia? Petru? Se ducea după ei și zicea, mă, mântuiește-te, mă. Duhul Sfânt. Și Domnul i-a adăugat. Poate o să observați că va deveni din ce în ce mai simplu. Nu va fi mai complicat, va fi tot mai simplu. Da? Pentru că știi exact că este vorba de Dumnezeu. De Dumnezeu care face treaba asta. Și o să te bucuri să lucrezi împreună cu El. Cuvântul cheie, cunoaștem. Nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Poți să-L cunoști pe Hristos în felul lumii? Bineînțeles. Am crescut în descrierile morții lui Hristos, săracul, bătut, cu sânge curgând. Nu ți-e milă de El. Nu ți-e milă de El. Uite cât a suferit pentru tine. Săracul de El. Haide, dă inima. Haide, dă inima. Nu ți-e milă cât a plâns pentru tine. Uite, drăguțul de El. Și Dumnezeu acolo probabil stă și plânge într-un colț de cameră, să vii tu la Dumnezeu. Poate exagerez puțin, dar în mare măsură este mult din evangelizarea care o auzeam. Foarte mult. Bine, era și o parte în care te amenința. E și partea aia de evangelizare. Stă cu bâta. Vezi? Dacă ești aici și nu zici da, îți rupe piciorul. Și așa se întâmplă la unii. Nu mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Ce absolut este Dumnezeu! Ce formidabil! Ce atotputernic! Știe deja! A hotărât deja, a cunoscut deja, mai dinainte. N-ai cum să scapi. O mică încurajare pentru cei care încă vă rugați pentru familie. Este scris, tu și casa ta. Amin? N-au cum să scape. Când intram să ne rugăm pentru niște oameni care niciunul din familie nu erau mântuiți, ceea ce Duhul Sfânt ne învăța este arată-mi care este cheia casei. Care este primul care trebuie să deschidă familia. Și câteodată era un copil. Și ne rugam pentru fetița aia, pentru copilul ăla ca să primească. De ce? Că dacă s-a deschis ușa, n-au nicio șansă. Vorbim de El, de Dumnezeu. Vorbim de cuvântul lui Dumnezeu care nu poate să se întoarcă la El fără rod. Amin? Nu poate. Ziceți cu mine. Nu poate. Încă o dată. Nu poate. Să mai zică cineva că sunt lucruri care Dumnezeu nu poate. Ia uite că nu poate. Mai este un lucru care zice că nu poate. Nu poate să mintă. Nu poate să mintă. Și nu poate să întoarcă fără rod. Nu poate. A cunoaște pe Hristos într-un fel nou, noi spunem dinăuntru Lui, este ceea ce dintr-o dată îți dă conștiința unei făpturi noi. Toate lucrurile s-au făcut noi. Cele vechi s-au dus. Asta este realitatea. Chiar dacă nu o percepi în fiecare zi așa.
Foarte mulți întreabă, mă frate, tu spui asta și e adevărat, este scris, dar eu încă tot vechi văd. Și am mai spus lucrul ăsta înainte, ai două posibilități când citești, când crezi, când ai de-a face cu Cuvântul lui Dumnezeu. Una, să tragi Cuvântul lui Dumnezeu pe experiența ta. Și din cauza asta, în cele mai multe biserici, spunea cineva, este mai multă necredință în bisericile creștine, unde ar trebui să fie credință, decât în locurile unde sunt păgâni și necredincioși. E mai multă credință acolo. De ce? Pentru că, repetat, au tras pe Dumnezeu spre experiența lor. Și dacă nu s-a potrivit, poate nu chiar așa. Poate n-a vrut Domnul, poate nu știe Domnul, da? Asta este o posibilitate, dar voi nu sunteți așa, voi nu faceți așa. Amin? Nu faceți așa. Precis. A doua posibilitate este, dacă Domnul a zis asta, nu mă las, nu mă opresc, până când nu trăiesc eu la nivelul acelui cuvânt. Voi vedea bunătatea lui Dumnezeu pe pământul celor vii. Amin? Voi vedea bunătatea lui Dumnezeu pe pământul celor vii. Adevărul este cel care te schimbă pe tine și tu nu schimbi adevărul. Îți spune, da, da, nu văd și mă chinui și tot încerc și frate și tu nu înțelegi cum este. Adevărul te schimbă pe tine, tu nu schimbi adevărul. Dacă El zice că ești o făptură nouă, asta este adevărul. Amin? Ești în Hristos, ești o făptură nouă. Planul lui Dumnezeu, care a început înainte de întemeierea lumii, înainte să fie orice, a fost că a vrut să aducă acest trup în care toată plinătatea dumnezeirii să locuiască. Și cuvântul s-a făcut acest trup cu un singur scop. V-ați întrebat vreodată de ce nu se spune că Domnul s-a făcut o minune, nici o minune până la anii de 30? E foarte posibil că și tatălui fizic, Iosif, a murit. Că nu se mai vorbește despre el. De ce nu l-a înviat? Era la fel Dumnezeu. Îi spune lui Maică-sa odată, nu? Da. Pentru că tot ceea ce el avea de făcut era să pregătească momentul îngropării seminței. Pentru asta a venit. Toate celelalte minuni și lucruri erau ca oamenii să poată crede în el și să poată primi viață din el. Dar când toți l-au părăsit, nu s-a oprit, pentru că avea o singură direcție. Dacă grăuntele de greu nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, se înmulțește. Poate înțelegeți, și când ascultați că vorbim din asta, poate înțelegeți despre pasiunea care o aveam. Și de ce nu putem să nu spunem asta? Pentru că dacă sămânța aceea de Dumnezeu a murit ca să mulțească semințe de Dumnezeu și tot ce ai înțeles tu din viața creștină este să te duci duminică la biserică, să stai 2 ore, să cânti și cântări și până să pleci acasă, mie mi se pare că e aproape inutil.
De ce? Ca odată să ajungi în cer? Să văd, Domnule, bine. Domnul să te binecuvânteze în cer. Este așa de mult. Este mult mai mult! Și cuvântul s-a făcut trup și continuă cuvântul să se facă trup în trupul lui Hristos. Dacă Iisus a fost întruparea cuvântului, tu și eu și biserica este întruparea Duhului. Pentru că Duhul Sfânt locuiește în tine. E tot o întrupare de Dumnezeu. Nu e nimic mai puțin o întrupare de Dumnezeu. N-a venit să-ți dea o a doua idee. Apoi asta a dat totul. Domnul a dat totul pentru Domnul Iisus. Totul s-a întâmplat. S-a terminat cu apostolii că ei au mai primit ceva urme. Nu. Și cuvântul s-a făcut trup. Ai fost născut nu din sânge, nu din voia firii tale, nici din vroia vreun om, ci din Dumnezeu. Spune vecinului tău, ai fost născut din Dumnezeu. Amin. Wow. Wow, aveți la mult să le spuneți. Am crezut că se termină în două secunde, dar văd că tot spuneți. E bine, e bun. Cu cât aud mai mult, cu atât mai bine. Haideți să... Ioan 3 spune ce este născut din carne, este carne, ce este născut din duh, este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Am vorbit de cei doi oameni, primul om, un suflet viu, și-a multiplicat suflet. Al doilea Adam, un duh, și-a multiplicat duh. Ce este născut din duh, este duh. Vine timpul, și acum a și venit, când cuvântul lui Dumnezeu, cel viu și mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri, va pătrunde și va separa în voi sufletul de duh. Și o să înțelegi exact ce s-a întâmplat când te-ai născut din nou. Pentru că n-ai adoptat o concepție creștină. Nu te-ai dus într-o membralitate omenească. Și astea sunt bune. Dacă asta este cum te călăuzește Dumnezeu, slavă Domnului. Dar s-a întâmplat ceva mult mai mult. Nu este ceva emoțional, nu este ceva care ridică mâna, nu este ceva care simți neapărat. Este mult mai mult. Pentru că aia tot ce am descris este suflet. Te-ai născut din duh. Și când o să vezi și o să înțelegi diferența, o să-ți dai seama, născut din duh este extraordinar de puternic. Trupul este cea mai mică parte a ta. Sufletul este creat de Dumnezeu formidabil de puternic. Pentru că Domnul a venit să locuiască în tine, în sufletul tău, trebuie să fie o locuință uriașă. Unii se gândesc că e mai mare ca Universul. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? E, dacă ăsta e așa de mare, cât de mare e Duhul? Nu se poate măsura. Vedeți, asta este problema și din cauza asta avem această bucurie să lansăm lucrurile acestea, măcar să vă punem pe gânduri. Pentru că vrășmașul știe că în momentul în care te-ai trezit la realitate, nu numai că îl biruiești, dar nici măcar nu mai are treabă cu tine. Am mai spus asta, un frate spunea că ce înseamnă să fii mai mult decât biruitor,
nu este când îl bați pe dușman, ci când dușmanul refuză să vină la luptă cu tine. Că zice, n-am nicio șansă cu ăsta. Mi-a dat vreo două cât de atâtea ori și s-a terminat. Îmi pierd timpul, îmi pierd resursele. N-are rost, mai mult decât biruitor. Când știi bine cine ești, e o mare biruință. Amin? 1 Corinteni 6 cu 17. Vreau să fiu sigur că ne încadrăm un program. Nu că avem un program neapărat, dar... Nu, acum mâncarea e programul, după aia e liber. Unul Corinteni 6 cu 17, dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Asta e uimitor, asta este uimitor. Cum adică? Dar bineînțeles, dacă tot ce înțelegi tu este sufletește, emoțional, gândire, concepție, învățătură, doctrină, lucrurile sufletului, versetul ăsta nu face niciun sens. E numai acolo în Biblie, amin, slavă ție, Doamne, n-am nicio idee ce e aia. Cum adică un singur? Cum adică? De unde până unde? Și în Ioan 17, Domnul Iisus, mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca ei să fie una în noi. Pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Nu este posibilitatea să obții una în lucrurile fizice sau în lucrurile sufletești. Fiecare avem o personalitate unică. Suntem diferiți, avem experiențe cu Dumnezeu diferite. Singurul fel în care obții una este în Duhul. De ce? E un singur Duh. Singurul fel cum poți să vezi pe fratele sau sora că ești una cu el este dacă știi că ai fost deja una de la început. Te-ai născut una. Credeți că trebuie să vă învățați în fiecare zi mâna că e parte din trup? Ar fi groaznic. Ar fi groaznic. Știi? Hai să-ți spun. Capul te iubește și mâna elaltă nu prea pare, dar să știi că îi pasă de tine. Și picioarele nu te calce astăzi. Hai de mână dreaptă, ești parte din valii. Da. Ia câte mărturisiri facem, câte declarații, câte cărți citim, câte lucruri ascultăm ca să ajungem să, la concluzia că suntem una, da? Și când revelația vine că te-ai născut una, zici, bineînțeles, e clar, sigur că suntem una. Sigur că suntem una. Ne-am născut așa. Amin? Hai că încheiem acum. Mai dăm una. Cu asta o să închei și o să-i dau la fratele Michael. Una. Coloseni 3, 1 la 4, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Când înțelegi înfierea și lucrurile care o să le facem aici săptămâna aceasta, o să vă ajute mai mult, să aducă mai multă revelație. O să-ți dai seama că toate, și repet cuvântul, toate problemele tale sunt probleme de perspectivă.
Vei spune, da, da, uite, pot să demonstrez că este, you know, tensiunea, sau pot să demonstrez că am bubă sau m-am lovit, sau, da, înțeles, bineînțeles, astea sunt realități fizice, e adevărat. Dar a avea de-a face cu realitățile fizice, poți să le ai din diferite perspective. Problema nu este că ai bubă, problema este ce reacție ai pentru buba aia. Problema nu este că începe să doară capul, problema este cum vezi durerea de cap. Problema nu este că ai pe cineva, un copil sau pe cineva care nu cunoaște pe Dumnezeu sau nu-L ascultă pe Dumnezeu, problema este cum vezi copilul acela. Perspectivă. Dacă ați înviat cu Hristos, schimbați-vă perspectiva. Vedeți cum vede El. Este provocarea care o am pentru voi săptămâna asta. Aș vrea ca să veniți clar, discutând cu Tatăl, să-i spuneți, Tată, aș vrea ca săptămâna asta să nu mai văd lucrul ăsta de jos, de la mine, din experiență, din trecut, aș vrea să-l văd cum îl vezi tu. Cere asta. Va fi nemaipomenit. O să te uimească cum vede El. Da? O să fie așa de... îți dă totul peste cap, că o să schimbe viața. O să vină credință, o să vină bucurie, o să vină tot ceea ce vine când ai perspectiva Lui. Amin? Amin. Amin. Amin again. which other microphone we have? That works? I had this guy in a meeting, and he said, well, what if I lose my salvation? E cineva care a venit într-o întâlnire și a zis, ce se întâmplă dacă îmi pierd mântuirea? And I said, brother, you're not even saved yet, or you would know the answer that you can't lose your salvation. Frate, nu știu dacă chiar ești salvat, că dacă ai fi salvat, ai ști răspunsul la întrebare. I mean, either you know you're saved or you aren't saved. Ori știi bine ce știi, ori încă mai cauți. Seamănă aproape ca ceva natural de înțeles. Poate o zebră să-și schimbe dungile? Alb cu negru sau negru cu alb? He said yes. You said yes. You did. You did. Look at that. You used to be a zebra. Praise the Lord. So you have to forgive me if I seem to be a little hard sometimes. No. Okay, don't forgive me. You've been with me a long time. See, these wounds on him were done by his friend. Zice că prietenii i-au făcut lui Vali niște răni așa mai adânci. So when the Lord sent me back from heaven, I came back into my body. Când Domnul m-a trimis înapoi din cer, am venit înapoi în trupul meu. I had an amazing experience for almost 2 weeks. Aproape 2 săptămâni am trăit ceva neobișnuit. And from time to time I flash into that experience as though it's happening now. E interesant că din când în când, chiar și acum, parcă mă întorc înapoi la săptămânile alea și retrăiesc experiența. Everything I would look at. Orice la care mă uit, de exemplu. See, when in our natural eyes, when we look at something, our brain takes little pictures. Click, 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 click. În mintea naturală, când te uiți la ceva, parcă ochiul face niște, ca un film și ia niște poze la fiecare zecime de secundă sau repede, repede și creează un clișeu în care vezi lucrurile.
But the way I would see everything. Dar felul cum am văzut lucrurile după ce am venit din cer. I would see the beginning of it and the end of it. Vedeam începutul lucrului și sfârșitul lucrului. I'm looking at an automobile. Mă uitam la o mașină. I would see a man getting rubber out of a tree down somewhere in South America. Vedeam într-o clipită un om care se ducea undeva în America. All this raw rubber on a boat coming to a tire factory. Venea arborele de cauciuc, cum scotea cauciuc de acolo, l-a ducea pe un vapor acolo la fabrica de făcut mașini. Formed into a tire. Și făcea o roată. Sent out to the tire distributor, sold to somebody, put on a car. Și vedeam după aceea tot procesul acesta cum roata ajungea ca să fie pusă pe mașină. Every piece of that automobile. Fiecare piesă din automobilul acela. I would see the beginning and the end of it all at once. Vedeam începutul și sfârșitul deodată. When I would look at people. Când mă uitam la oameni. I'd see that little sperm hit that egg. Vedeam de la simbioză, de la prima parte când se de la concepția. The little guy down inside there. Și then he'd pop out. Și bebelușul care începea în pântecele mamei și grow up. Și apoi ieșea și and creștea. Then he'd get old. Și apoi se îmbătrânea. Lose their hair. Își pierdea părul. And then the body would shrivel up. Și apoi se usca trupul. They would die. Și trupul murea. If they had the blood of Jesus on them, their soul would go into heaven. Dacă primiseră sângele lui Hristos, sufletul lui mergea în cer. 2 weeks. 2 săptămâni. That's why I saw everything. Numai așa vedeam, absolut unde mă uitam. You are born of God. Ești născut din Dumnezeu. Born of the word of God. Ești născut din cuvântul lui Dumnezeu. Let's look at a definition of the word of God. Hai să ne uităm la o definiție a cuvântului lui Dumnezeu. It's sharper than a two-edged sword. Este mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. Say that's me. Spune asta. Așa sunt eu. Amen. Ești născut din cuvânt. Așa sunt it eu. Is a discerner. Deosebește. Of the thought and the intent of the heart. Deosebește gândurile și intențiile inimii. See, that's me. Spune, așa sunt eu. It divides between the soul and the spirit. Deosebește între suflet și duh. That's who you are. Asta ești tu. You ever thought of that before? Poate nu te-ai gândit la asta până acum. You are the word of God. Tu ești o manifestare a cuvântului lui Dumnezeu. I'm going to let that settle in here. I can see that one going. Mai lăsăm puțin să se sedimenteze. It's a Romanian word. That's what you are, a son of God. Ești fiul de Dumnezeu. Being changed into the very image and likeness and operation and life of Jesus. Ești schimbat în felul cum este și cum arată și Fiul lui Dumnezeu, Iisus. So here I am back on the earth, I'm a son of God. Am ajuns înapoi pe pământ, știu că sunt Fiul de Dumnezeu. I have absolutely no idea what these people think they're doing. Și nu am nicio conexie și o înțelegere ce fac oamenii ăștia aici pe pământ. The Lord sends me into Christian religion. Am intrat după aceea în religie creștină. He said, I want you to go in there, Michael, and observe 2 things. A zis, Michael, mi-a zis Domnul, vreau să te duci acolo în religie, în bisericile creștine și să observ 2 lucruri. How do they understand my word and how do they do my word? Cum ei înțeleg cuvântul, unu, și cum fac cuvântul, al doilea. And I learned very quickly that I saw no fault
with any of Christian religion. Și am înțeles atunci că nu găsesc nicio vină cu oricare din cei din creștinătate. Every person, fiecare persoană, that names the Lord as his savior is saved. Care cheamă numele Domnului este mântuit. There's not any works that you can do to be saved except one thing: believe he died for you. N-ai ce lucrări să faci pentru mântuire decât un singur lucru: crezi. That's salvation. Aia este mântuirea. Now after that, there's a lot of things you can do to have a better life. După aceea poți să faci o grămadă de lucruri ca să ai o viață mai bună. We're going to learn some of those things later in the week. O să învățăm asta în săptămâna asta. But from the eyes of the Lord. Dar din ochii, din privirea, din perspectiva lui Dumnezeu. In seeing the beginning and the end. Care vede începutul și sfârșitul. What was most important to him? Ce e cel mai important pentru el? Was the preciousness of the soul. Este să vadă ce prețios este sufletul omului. That his blood purchased. Așa de prețios că a trebuit ca sângele lui să răscumpere sufletul. So these churches and people. Sau multe din biserici, cei care merg acolo. If they would have dropped dead, they'd be going into heaven. Dacă au murit, se duc în cer, precis. We're all confused in all kinds of ways. Fiecare are tot felul de confuzii, de neînțelegeri. And the main way was their identity. Dar cea mai mare confuzie este legată de identitatea lor. None of them knew they were sons of God. Când mă duceam pe la bisericile creștine, niciunul dintre ei nu știau că sunt fii de Dumnezeu, n-aveau identitatea asta. Most of them had the identity of being a Cei mai mulți aveau identitatea că sunt Can anybody in here know how to say that? Suntem neîngăduiți să spunem asta sau puteți să spunem? There's a few sheep in here left, okay. Mai sunt oițe pe aici. We're not sheep. Sheep are Old Testament believers. Oile sunt credincioșii Vechiului Testament. A sheep could never be like the shepherd. Pentru că oaia este o creație diferită, nu poate să fie ca păstorul. Different kind of creature. Altfel de creații. Got it? Ați prins? Okay. But what I got from visiting all these different believers. Dar ceea ce am înțeles când am vizitat atâtea biserici creștine, Orthodox, Baptist, Pentecostals, Messianic, ortodoxi, baptiști, pentecostali, mesianici, Seventh-day Adventists, Mormons, adventiști, mormoni. A lot of Mormons, you're going to find that leave Mormon in the earth and they'll be in heaven. Yeah, sunt unii care trăiesc între mormonism, dar l-au pe Domnul Iisus și o să fii surprinși că ajung în cer. Deception seemed to be the normal Christian reality. Această înșelăciune era aproape normală pentru viața creștină. So as I looked at them, cum mă uitam la ei, I realized how precious they were to Jesus. Mi-am dat seama cât de importanți, prețioși erau în ochii Domnului. How precious they are to me. Și cât de importanți erau pentru mine. I see them through the eyes of the Lord. Dintr-o dată am început să-i văd cu ochii Domnului. I see them without spot, without wrinkle. I present them to myself as holy, unblameable. Dintr-o dată încep să-i văd fără zbârcitură, fără pată și îi aduc înspre mine, mi prezint așa perfecți înaintea Domnului. As the man is to look at his wife and present her to himself, holy, without spot, unblameable. Așa cum bărbatul este să se uite la soție și să-și o aducă, să-și o prezinte, să-și o cunoască, fără pată, fără zbârcitură înaintea lui. So that is how our Lord sees us. Este exact cum Domnul ne vede pe noi. Not the process of coming in
and going through and then leaving. Nu procesul neapărat că intri, mergi, treci prin tot fel de lucruri și apoi termini. But what the end fruit will bring to him. Ci exact cum sfârșitul, fructul final o să aducă pentru el. Pure love. Asta este dragostea pură. But more than that. Mai mult decât atât. Because a son does something. Fiul face ceva. As a son, you don't have to do anything to prove to anybody that you're a son of God. Când știi că ești fiu, nu trebuie să faci nimic în fața nimănui ca să-ți dovedești înfierea. You don't have to prove it to yourself. Nici măcar nu trebuie să-ți dovedești ție însuți. Even if you're not aware that you're a son of God, you still are. Poate nu îți dai seama cine ești, nu știi că ești un fiu, dar tot ești. So our generation is becoming aware. Ceea ce se întâmplă în generația aceasta este că începem să devenim conștienți de cine suntem. Because it's purely the Father that quickens the seed. Pentru că Tatăl este cel care trezește această sămânță noi. You can't have any reality of being a son except the Father quickens that seed. N-ai nicio șansă să ai realitatea că ești fiu decât dacă Tatăl atinge și trezește sămânța asta în tine. You're going to stay in the mentality of being a woman or a man unless God quickens that seed. O să stai și o să spui, apoi sunt femeie, sunt bărbat, dacă Dumnezeu nu deschide și trezește sămânța să știi cine ești spiritual. You'll stay in Christian religion unless the Father quickens that seed. Te vei bucura de vei sta în religia creștină numai până când Tatăl trezește sămânța aia în tine. So, if Christ is alive in you, dacă Hristos este viu în tine, people ask, what do you want me to do, Lord? Întreabă oamenii, Doamne, ce vrei să fac? It's written right there. Mm-hmm. Scrie acolo. Believe on the increase, the increase of Jesus. Este scris acolo, credeți în creștere. Este creșterea lui Hristos manifestată în tine. Guarantee you it will take you out of you. Precis, o să te scoate pe tine din tine. And you'll come more aware that he's the one that is your life. Și o să devii tot mai conștient că Hristos este de fapt viața ta. And while he's here on the earth, he wants to live a life that he already purchased for on the cross. Cât ești aici pe pământ, el vrea să trăiască prin tine o viață pentru care a murit și a cumpărat-o cu sângele lui pe cruce. So later on in this week we're going to learn more about how to live this life of a son, and I'm going to tell you something, it is more practical than anything you could ever learn from the world. O să învățăm mai mult despre cum să trăiești ca fiu, dar vreau să vă spun că este cel mai practic și mai simplu lucru care poți să-l înveți. It's almost so simple you have to enter into it like a little child. Este așa de simplu încât trebuie să intri în această revelație ca un copil mic. All right, let's stick this up here. So, what we just read in John chapter 21. Okay, this is 17. So this is the English. Go ahead and flip it over. Here we go. These are our confession. This is something that's very important. You know, how many of you have ever read that little sonship book? Câți ați citit cărticica de înfiere, Fiul de Dumnezeu? Okay. Now, that thing got put together back in 1983 or 84. Am pus împreună cărticica aceea prin 1983-84. As far as I know, it was one of the first
books ever put together that speaks into you. Este poate una dintre primele cărți care îți vorbesc ție direct. And it totally focuses on your identity as a son. Și se focalizează în primul rând la identitatea ta de fiu. So I still read that book. Eu citesc cartea aia. I don't let it go to my mind. So, oh yeah, I know that. Nu mă duc și mă gândesc, a, am mai citit asta, da, știu. Because every time I wake up in the morning, pentru că de câte ori mă trezesc dimineață, the identity of my body is screaming at me. Identitatea trupului meu țipă spre mine. And about lunchtime, it's screaming at me again. Și când vine timpul de mâncare, iară țipă trupul la mine. And then I look into the mirror. Și mă uit după aia în oglindă. And I go, who is that? Și zic, cine e ăsta? Constantly the Holy Spirit is speaking to me. Son. Duhul Sfânt continuă să vorbească. Fiule. Until it becomes alive in me. Până când lucrul și cuvintele acelea devin vii în mine. Where I can wake up in the morning. Și pot să mă trezesc dimineață. Ah, thank you, Father. Mulțumesc, Tată. Another day. Încă o zi. To bless the world. Să binecuvintez orice loc pe unde merg. Or to curse it, whatever you want to do. Sau dacă tu vrei să aduci blestem, trimite-mă unde vrei să merg. I just left that open to you in case you were mad at somebody. Nu știu dacă v-ați supărat pe cineva în ultimul timp. Ah, okay. Noi binecuvântăm. Amin. All right, great. All right. Yeah, you know what happened. Thank you, Lord. Just a second, just a minute. Numai încă un minut. Up here? Okay. Yeah, that's right. This deal. Okay, yeah. Great. I'm through. You do. Yeah. You want? Yeah. Ioan 17:21, asta este primul? Asta e primul. Ioan 17:18. Tată, tu ne-ai trimis în lume așa cum l-ai trimis și pe Iisus. Hai să ne ridicăm și hai să citim, declarăm asta împreună, da? Haideți, spuneți cu mine. Tată, tu ne-ai trimis în lume așa cum l-ai trimis și pe Iisus. Următoare. Ioan 17:21. Tu ne-ai făcut una așa cum tu ești în Iisus și El este în tine. Tu ne-ai făcut una așa încât lumea să creadă că tu l-ai trimis pe regele nostru. 22. Gloria regelui nostru este în noi, ca noi să fim una, așa după cum Iisus și Tatăl sunt una. 23. Tu ești în Iisus și El este în noi. Și noi suntem făcuți desăvârșiți în unul, așa încât lumea să cunoască că Tu l-ai trimis pe regele nostru și că Tu ne iubești așa după cum l-ai iubit și pe El. 24. Noi suntem înălțați și așezați cu regele nostru, Iisus, și împărtășim din slava Lui. Tată, dragostea Ta este în noi. Aleluia! Amin! Tată, așa de mult ne bucurăm de adevăr. Așa de mult ne bucurăm. Ridică mâna și mulțumește-i Tatălui. O, Tată, așa de mult ne bucurăm. Sunt convins că cei mai mulți care poate ați venit cu idei religioase, vă mirați ce se întâmplă cu voi. Și vreau să vă spun că
Domnul mi-a arătat că trebuie să îngheț toate duhurile de religie. Așa că n-au dreptul pentru orele astea să vă vorbească. Dacă vă așteaptă la ușă și în cameră, nu-i vina mea. Dar aici sunt înghețate. Tată, îți mulțumim pentru adevăr și îți mulțumim pentru ceea ce ai vorbit, ai descoperit, ai trezit în noi pentru ochii deschiși, pentru ceea ce lucrează în fiecare dintre noi. Tată, îți mulțumesc pentru biruința ta, îți mulțumesc că ai arătat fiecăruia, cugetului fiecăruia, adevărul. Și mulțumesc, Doamne, că dorim adevărul. Mulțumesc, Doamne, că schimbi, ne schimbi dinăuntru, într-un fel extraordinar, greu de priceput cu minte naturală. Dar, Doamne, vrem să spunem că ne încredințăm Ție. Avem încredere că Tu ești Cel care ne schimbi dinăuntru. Și credem că adevărul Tău ne face liberi. Spune împreună cu mine, astăzi sunt liber. Astăzi sunt liber. Spune, Fiul m-a făcut liber. Fiul m-a făcut liber. Slăvit să fii, Tată, îți mulțumim, Tu ne faci liberi. Slăvit să fie numele Tău. Amin. Amin. Aleluia. O să avem un timp în care am învățat puțin cum să facem zeceala spirituală. Nu lăsați niciodată să... Puteți să stați în picioare, că nu durează mult. O să-i dau lui Roxy, da? Sure. M-a condui pe toți și putem să... Cristi ți-a dat sarcina. Yeah. Ok. Haideți să dăm un zeceală Tatălui pentru creșterea lui Iisus în noi în această seară. Diavolul n-are voie și drept să fure cuvântul spus. Și așa cum prin credință dăm zeciuială financiară și avem credință că primim înapoi, prin credință dăm o zeciuială Tatălui pentru creșterea Lui în noi. Și știm că o să se mulțească tot mai mult. Și n-aveți cum să uitați cuvântul acesta pentru că e viu în noi. E viu în noi. So, haideți. Doamne, îți mulțumesc pentru această seară. Îți mulțumesc pentru cuvântul Tău care e viu, e plin de viață. Îți mulțumesc, Tată Sfânt, pentru că Tu continui să-L crești pe Iisus în noi și tot mai mult semănăm cu El în fiecare zi. Doamne, îți dăm o zeciuială pentru această creștere a plinătății Lui în noi. Și îți mulțumim, Tată, că Tu ești așa de minunat și așa de bun și reverși peste noi plinătate de belșug. Îți mulțumim, Tată. Haideți să îl lăudăm, să ne bucurăm împreună cu El. Tată, îți mulțumesc. Sharava sakara animara hashara tara tatara vasani. Hundiga sharava hasara mukura vashati ta kandara vasara tara tarati. Cântă peste voi cântece de bucurie și de dragoste. Karavasha karavasara. Hundiva saratishu. Îți mulțumim, Tată. Îți mulțumim, Tată. Amin, aleluia, aleluia. Iisus e viu! Amin. Amin. Și Iisus e viu în noi. Amin!